La versetul 14, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 952. Evanghelia după Matei, capitolul 24, începem citirea cu versetul 4. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșere cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeți feței casei Domnului, de dimineață am început să vorbim despre climatul vremurilor din urmă și despre cei care vor birui aceste vremuri foarte dificile, care nu au mai fost vreodată în istoria omenirii. Și pentru cei ce n-au fost la slujbă, permiteți-mi în scurt să fac un sumar a gândurilor pe care le-am prezentat dimineață, și anume am vorbit despre climatul vremurilor din urmă și prima caracteristică este timpul scurtat sau condensat și responsabilitatea noastră vis-a-vis de timpul acesta care trece atât de rapid pe lângă noi. Mai zilele trecute am avut sărbătoarea nașterii Domnului și uite că ne apropiem de luna decembrie, nici nu știi când se apropie acolo. Dimineața vine rapid, seara vine iarăși, foarte multe din proiectele noastre rămân nefăcute, pentru că timpul s-a scurtat și Biblia spune din pricina celor aleși, Dumnezeu a găsit cu cale să scurteze zilele, ca fiecare dintre noi să rezistăm, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ca atare trebuie să ne prioritizăm lucrurile, să alegem ce e mai important și chiar dacă celelalte rămân nefăcute, să nu rămână nefăcută mântuirea noastră, salvarea noastră și familiile noastre să-L cunoască pe Domnul. Doamne ajută! Al doilea caracteristic a vremii acesteia, stimații mei, este panica și stresul. Din cauza știrilor, a informațiilor, a pandemiilor și a multor lucruri prin care se bagă friga în lumea aceasta, foarte mulți oameni nu știu la ce să se aștepte de ziua de mâine. Nu sunt panicați neapărat numai pentru ei, cu toate și pentru, la nivel personal există oarecare presiune psihologică, mentală, care face pe oameni să se gândească cu îngrijorare la viitor, și în mod special pentru copiii și nepoții noștri. Nu știm ce vremuri îi așteaptă. Uitați-vă ce programe școlare sunt. Uitați-vă cum vor să intre cu bocanci în mintea lor, care n-are filtru. La vârsta de 4 ani, el n-are filtru. Și intră acolo cu învățăturile lor să le fixeze acolo, ca apoi mai târziu, să se împlinească ceea ce spune Scriptura, învață pe copil calea care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Asta presupune învățătura bună, dar și învățătura falsă, știți care are același efect? De-aia ne dă nouă de lucru la Doamne, la Domn, ne dă de lucru, copiii noștri se duc la grădiniță, educatorii sunt obligați prin programă școlară pentru bănuți să învețe ceea ce trebuie să învețe, chiar dacă ei nu sunt convinși, și la un moment dat te trezești lângă copilul tău care are 14 ani și spune, tata, eu nu cred în Dumnezeu, cred în marțieni, cred în orice altceva, pentru că așa am învățat la școală, în timp ce tu munceai, în timp ce mama făcea carieră, eu am învățat asta la școală, pentru că învață pe copil calea care trebuie să urmeze și când va crește mare, îți va întoarce vorba. De ce? Pentru că și evoluționismul și creaționismul se învață de mic, dacă are cine. De aceea e important, stimații mei, ce se va întâmpla cu copiii noștri. Ca atare în fața acestor provocări, trebuie să fim gata să venim în primul rând înaintea Domnului. Rugăciunea este o anumită formă prin care putem sta în fața Domnului. Rugăciunea cu copiii noștri, rugăciunea cu cei din biserică este foarte importantă. Te antrenezi la rugăciune. În sânul comunităților noastre nu totdeauna ai semnal la rugăciune. Rugăciunea nu este ceva nativ, ceva care să-ți placă, ceva care să spui, abia aștept să mă duc la rugăciune. Sunt momente de genul ăsta, dar mai puține. De obicei, rugăciunea este un exercițiu comun. Când vii în locul acesta și nu ai poftă de rugăciune sau ai avut anumite provocări, anumite ispite, nu prea ai ieșit tare, biruitor sau chiar ai fost înfrânt, dar pur și simplu că ai venit la rugăciune să roagă unul lângă tine, celălalt într-o parte, să aprinde focul rugăciunii și începi și tu la momentul respectiv să te rogi. Lucrul acesta te ajută.
Individual greu depășești momentele acestea. Individual greu știi să mergi pe drumul acesta. De aceea avem biserica, de aceea avem rugăciunea în comun. Și rugăciunea este o formă de a spune problemele noastre Domnului, de a ne depresoriza, dacă îmi permiteți, de presiunea aceasta mentală și psihologică, să spunem totul în mâna Domnului. Și ultima caracteristică a vremurilor din urmă este ura împotriva numelui Domnului. După cum v-am spus, societatea noastră este foarte permisivă cu tot felul de filozofii, tot felul de idei, tot felul de inovații în domeniul spiritual, care mai de care mai deosebite. Însă nu permite să vorbește în numele Domnului. Nu permite nici să știe că te rogi pentru anumite situații. Societatea noastră va fi din ce în ce mai împotriva Domnului Iisus Hristos și al lui Dumnezeu Tatăl. Restul vor fi permise toate. Însă numele Domnului va provoca iritare și supărare. Și într-o asemenea lume care e îndepărtată de Domnul, care obsesiv le sunt prezentate alți dumnezei, alte situații, credincioșii sunt cei chemați să poarte numele Domnului, să vestească numele Domnului, să se roage în numele Domnului, să cânte și să laude numele Domnului. Suntem purtătorii Lui. Vedeți ce frumos, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri și acolo mijlocește pentru noi. Ne-a lăsat predica nouă, o facem cum putem. Ne-a lăsat cântarea nouă, o facem cum putem. Dar tot ce facem noi aici, El desăvârșește acolo. De aceea credinciosul este chemat să nu tacă, ci să mijlocească, să proclame, să înalțe numele Domnului, să poarte numele Domnului. De aceea este scris în Biblie și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, text folosit dimineața la timpul de rugăciune, să faceți în numele Domnului. Când cumperi ceva, pune numele Domnului acolo. Când vinzi ceva, pune numele Domnului acolo. Asta presupune cinste. Nu poți să vinzi o mașină cu defecțiuni ascunse, așa, numai de câștigat bani. Trebuie să-i spui celui căruia îi vin, domnule, are mașina asta, arată bine, la vopsea stă foarte bine, dar are ceva ascuns și eu sunt credincios pentru că vreau să spun numele meu Domnului peste vânzarea asta. Are câteva lucruri, poți să o mai cumpere așa? Omul acela nu se va duce uimit de prețul mașinii, nu se va duce uimit de culoarea mașinii sau de performanțele mașinii, se va duce uimit că ai pus numele Domnului peste vânzarea respectivă. De foarte multe ori banul contează mai mult ca numele Domnului. De aceea e important când cumpărăm haine să punem numele Domnului, și bărbații și femeile. Că de foarte multe ori pierdem de vedere asta. Și numele Domnului nu se poartă numai în biserică, se poartă peste tot. Că noi suntem o mărturie non-stop, 24 din 24. Și dacă te scoală cineva la 2 dimineața, tu trebuie să porți numele Domnului, să ne ajute Dumnezeu. Ăsta e climatul în care trăim noi și într-un asemenea climat complex și deosebit, care n-a mai fost de-a lungul timpului, credincioșii trebuie să adopte anumite strategii și Biblia nu ne lasă în necunoștință de ele. Și v-am vorbit despre prima calitate și anume a ține credința lui Iisus. În mod special n-am ales credința în Iisus, care este un subiect de foarte multe ori care... Foarte multor credincioși de diferite nuanțe vin și spun, domnule, am întâlnit din ăștia care cred în Iisus, dar fac ce vor. Credința lui Iisus propovăduită în Biblie este credința în Evanghelie care îl descopere pe el și totodată pocăința. De aceea Domnul Iisus a început mesajul său cu aceste cuvinte: împărăția cerurilor este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, slăvit să fie Domnul. Credincioșii sunt chemați să vadă dacă pe lângă credința lor în Iisus, în Evanghelie, au și pocăința necesară. Pentru că există o grămadă de oameni care cred în Iisus, dar nu se mai pocăiesc. Nu se mai maturizează pe calea de pocăință. Este adevărat că ducem lupte. Este adevărat că avem ispite. Este adevărat că avem provocări. Este adevărat. Dar cât timp îți durează să te maturizezi? Cât timp recunoști starea aceea din viața ta? Cere ajutor pentru lucrul acela. Și Dumnezeu ne dă la dispoziție pocăința. Pocăința e starea aceea și pocăința cuprinde trei lucruri foarte importante pe care trebuie să le știm. În primul rând, pocăința presupune recunoașterea păcatului. Nu o să te pocăiești niciodată de un lucru de care crezi că e bun. Niciodată. O să mori bătrân, dar nervos. Pentru că n-ai recunoscut niciodată că mânia, că nervii, că amărăciunea e păcat înaintea Domnului. Ca atare vii și spui, așa suntem noi, Dumnezeu. Neamul nostru, suntem mai uțușori, așa. Ca atare nu te pocăiești. Dacă recunoști că mânia, iuțimea, încăpățânarea este un păcat, îți propui să te pocăiești. Cum v-am spus și dimineață, poate nu reușesc în seara asta.
Dar mâine mi-aduc aminte că eu trebuie să mă pocăiesc de lucrul ăsta. Poi mâine îmi descoperi Duhul Sfânt, tu iar ești încăpățânat. Doamne, recunosc, vreau să mă pocăiesc. Răspoi mâine, din nou Duhul Sfânt vine și spune, uite, ai vorbit cu omul ăsta, ești încăpățânat, felul cum ai spus, Doamne, recunosc, vreau să mă pocăiesc. S-ar putea nu luna asta, dar în timp, pentru că ți-ai propus cu ajutorul Duhului Sfânt, vei reuși, slăvit să fie Domnul. De ce? Pentru că ai recunoscut că lucrul acela este păcat. Câtă vreme vii și spui, toți se enervează. Toți se enervează, toți mint, toți fac chestii de astea, toți semnează facturi false, toți fac cutare. Ca atare asta nu este păcat, nu se pocăiești niciodată. Pentru că toți fac. Pentru că te înarmezi cu sistemul acesta și rămâi în poziția aceasta. Le spuneam de-a frați că existau oameni care niciodată nu cereau iertare. Nu de la nevastă, nu de la copii, de la nimeni. El era pocăit, cânta, dar nu cerea iertare. El greșea, dar el nu cerea iertare. La un moment dat, omul ăsta, aparținător de biserică, era pe patul de moarte. Se chinuia să moară. Și există o vorbă în popor care îi spune, băi, când se chinui să moară, înseamnă că este o problemă acolo, el trebuie să rezolve niște treburi. Veșinii lui, care erau nepocăiți, au zis, băi, să chinui veșinul să moară, cum să-l ajutăm noi? Poate am greșit cu ceva, poate au intrat găinile mele pe straturile lui, poate cine știe ce. Veneau vecinii la el și îi spuneau, vecinul, poate de-a lungul timpului, dar el nu venea să-i spune că știa ceva, și-o rezolvat, sufereau toți de el. Dar acum, stiindu-l pe patul de moarte, vecinul, dacă cumva ți-am greșit, dacă s-a întâmplat ceva, te rog frumos să mă ierți. El nu mai putea vorbi, dar făcea așa. Nu. Indiferent și îi spunea ăla, el spunea nu. Cum de-a ajuns omul ăsta și pe patul de moarte spui nu? Toată viața s-a antrenat că e bine să nu ierți. Știți când intri în biserică, dom'le, trebuie să fii... E drept că așa sunt eu, e drept că așa, dar eu nu vreau lucrul ăsta. Știi că așa ajungi, că Dumnezeu nu te schimbă forțat, iubiții mei. Dumnezeu nu ți-aduce mântuirea cu bocan și intră în viața ta, te mântuiesc, vrei, nu vrei. Dumnezeu nu te face mai blând câtă vreme tu vrei să fii aspru. Nu te face. Dar dacă recunoști, Doamne, starea asta nu-i bună. Doamne, vreau să fiu mai bun. Vreau să fiu mai blând. Cum se ruga o fetiță la un moment dat, fiind într-o adunare de oameni pocăiți, spunea, Doamne, mulțumesc că Tu pe oamenii răi ai făcut buni. Dar mai lucrează ceva. Pe ăștia buni, fă-i să fie drăguți. Că de multe ori suntem buni, dar nu drăguți. Să uite cineva la noi așa, noi suntem buni, pocăiți toți, dar nu suntem drăguți. Așteaptă tinerii să simtă bine în compania noastră, să simtă bine în adunare, să-i mai încurajăm, să mai avem frații care vin la biserică, băi, mă bucur că ești în casa Domnului. Lucrurile astea trebuie să învățate, frații mei. Că de multe ori credem că e suficient lucrul acesta. Ori, dacă nu recunoști lucrul ăsta, nu poți să îndrepți. După ce ai recunoscut păcatul, iubitul meu, trebuie să regreți păcatul respectiv. Băi, îmi pare rău că am fost nervos. Îmi pare rău că am fost încăpățânat, îmi pare rău și vreau să mă lăs de asta. Într-adevăr, așa am fost. Știți că de cele mai multe ori noi ne pocăim, dar nu că ne pare rău. Când cineva spune, frate, uite, în domeniul ăla, noi spune, băi, îmi pare rău, asta-s eu, trebuie să mă pocăiesc. Nu, nu, și ți-o spus, de unde știi, cum ți s-o aflat? Pe noi ne deranjează că s-o aflat, ne pare rău că s-o aflat, nu că ne pare nou rău. Că s-o prins careva. Ori, stimații mei, pocăință înseamnă nu numai să recunoști păcatul, ci să regreți păcatul respectiv, să-ți pară rău de lucrul respectiv. Și ultimul aspect, să renunți la păcatul ăla. Doamne ajută! Cine trăiește lucrurile astea se poate schimba, că Duhul Sfânt e la îndemâna noastră și ne ajută. E un proces de creștere cu care realizăm și mergem mai departe. V-am spus și altă dată de subiectul ăsta, că foarte multe stări, noi nu le avem pentru că le-am dezvoltat noi, dezvoltăm și noi, deprindem și noi anumite lucruri, dar sunt lucruri pe care le moștenim. Spune Scriptura că sângele lui Iisus Hristos ne-a răscumpărat din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniseră de la părinți. Părinții pe lângă casă și avere ne mai dau un fel de șer de vețuire. Dacă bunicul a fost iute și tata a fost iute, normal ca eu să seamăn cu ei. Dacă bunicul a fost încăpățânat și tata a fost încăpățânat, eu devin profesor la un moment dat în domeniu. Și uite așa dezvoltăm niște lucruri de care nu suntem noi chiar vinovați, o deschis altcineva. De-aia e important pentru mine să închid linia asta a blestemului, să închid prin pocăință. Pentru că foarte multe lucruri pe care eu le fac sunt din cauza ceea ce moștenesc. Veți vedea anumite neamuri, pe neam genealogic se urcă. Dacă bunicul i-a plăcut băutura, lui tata i-a plăcut băutura, el nu se va complica cu furtul, ci el totdeauna va avea probleme cu băutura. Totdeauna va fi ispitit în domeniul ăla.
Dacă bunicul a fost hoțul țatului și oriunde se ducea, rămânea pârjol. Dacă tatăl a mers la întreprindere și la un moment dat s-a pocăit, cum spunea cineva, frate, m-am pocăit, adevărul că nu mai era și furat. S-a pocăit și el la un moment dat din punctul ăsta de vedere. Eu mă voi confrunta totdeauna cu situația asta, pentru că moștenesc. Vă dați seama, câteodată le spun la frați, vă dați seama ce probleme, mă uit la anumite biserici, toți filmează, telefoane ultramoderne, după care pune telefonul ăla pe bancheta din față, pe banca din față și îl se roagă cu mâinile sus. Doar e ispită pentru ăștia care au avut, uite cum nici nu păzește telefonul ăla, știi, și rapid dispare de acolo. El este ispitit în casa Domnului chiar, de telefoanele noastre pe care le lăsăm nu-i supravegheate. Câteodată ei se pocăiesc, se duc undeva la un mecanic să-i rezolve și de acolo apare cu șurubelniță. Băi, dar șurubelnița aia de unde o ai? Mecanicul trebuia să o arunce și am luat-o eu. Adică să o arunce el. Băi, dar lasă-l pe mecanic să o arunce, nu o lua tu. De foarte multe ori oamenii aceștia vin cu lucrurile astea. Nu o să te poți pocăi niciodată de lucrurile astea dacă nu vii și spui, Doamne, ăsta este păcat și eu vreau să mă pocăiesc. Și de multe ori ai nevoie și de ajutorul fraților. Vii în biserică și spui, băi frate, eu n-am alte probleme. Îmi place așa, sunt ispitit de telefoanele astea, sunt ispitit de una, de alta. Te rog să mai veghezi, că câteodată mai lipesc pixuri de mână. Câteodată mai șer o carte, să o citesc și să o citesc, dar uite, să o dau înapoi. Mai întreabă, m-am dat cartea înapoi? Pixul ăla, de unde l-ai, frate? Du-și-l, du înapoi. Proprietarul nu ți-l-o dat. Dacă ți-l dă el în numele Domnului, e ok, dar de ce să-l iei tu în numele Domnului mai? Știi că lucrurile astea le avem pe stoc? Dar dacă nu recunoaștem, facem colecții de pixuri. Dacă nu recunoaștem, facem colecții de cărți. Dacă nu recunoaștem, rămânem nervoși. Ori pocăință înseamnă să identifici lucrurile cu care te confrunți tu, ca copilul tău să vadă pocăința în viața ta și chiar dacă se va confrunta cu moștenirea pe care o dai tu, va ieși biruitor împreună cu tine. Slăvit să fie Domnul! Dar pocăința trebuiește trăită. Drumul spre împărăția Domnului este o alergare conform învățăturii Bibliei. Spune și alergați cu stăruință în alergare care vă stă înainte. Considerați că în alergarea aceasta un picior este pocăința și un picior este credința. Dacă îi dai numai cu credință, 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 e o țopă într-un picior și aia nu e alergare. Nici nu-ți dă nimeni niciun premiu, nu faci față la alergare. Dacă mergi cu celălalt, frate, pocăință, pocăință, dar fără credință, din nou e o formă de țopăială. Dar dacă iei credință, pocăință, credință, pocăință și îndesești, poți să ajungi campion mondial. Doamne ajută! De ce? Pentru că merg împreună spre alergare. Gândește că viața de pocăință asta e făcută. Prin credință mă pocăiesc. Mă pocăiesc ca să trăiesc în credință. Și în mediul ăsta alergăm înainte, punem mână pe cunună și croim o cărare dreaptă pe care copiii noștri nu o vor uita, ba chiar Dumnezeu îi va vindeca de ieșirile lor în decor și vor ști să aibă o cărare dreaptă trasată de părinți, de bunici, de toți cei care se pocăiesc în harul lui Dumnezeu. Doamne ajută, frații mei! A doua atitudine a credinciosului biruitor este că este atent la înșelare. Cum v-am spus dimineață, Domnul Iisus spunea, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Cel mai trist cuvânt din pasajul ăsta biblic este cuvântul mulți. Dați-mi voi încă o dată, doar de la versetul 10 până la versetul 12, să citesc, să vedeți cât impact are cuvântul ăsta. Atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Punem noi întrebarea, câți mai rămân? Dacă mulți se vor vinde unii pe alții, dacă mulți proroci mincinoși se vor ridica, dacă mulți vor fi înșelați, dacă la mulți, spune Sfânta Scriptură, din cauza mulțirii fără de dragoste se vor răci, câți mai rămân? Bineînțeles că noi spunem noi rămânem. Frații mei, e bine să gândim așa, e un mod pozitiv și optimist de a gândi, dar trebuie să ne gândim că într-adevăr cuvântul Domnului are dreptate. Și de aceea trebuie să ne pregătim de înșelare, să evaluăm lucrurile, să băgăm de seamă. Mulți hristoși mincinoși, mulți proroci mincinoși. Ce trebuie să facă credincioșul ca să fie atent la înșelare? În primul rând, interesează-te de unde e omul respectiv. Pentru că pe proroci îi veți cunoaște nu după prorocii, nu după cât de tare răcnesc, nu după lucrări împlinite. Citiți în Vechiul Testament. Că dacă un proroc vine și îți dă un semn și semnul se împlinește,
Iar prorocul vine și spune, haidem să slujim altor dumnezei, haidem să mergem la grătar pe malul apei, hai să mergem la muncă, hai să cutare și să lăsăm adunarea. Vă dau numai câteva cazuri care se practică așa, să lești părtășia bisericii și dintr-o dată să te duci separat, că Hristos e acolo sau e dincolo, e în casa aia, nu e aici, e în casa aia. Spune Scriptura să nu te temi de El, cu toate că s-a împlinit lucrarea aia. Pune semnul întrebării în dreptul lui și nu-l mai urma. Stimații mei, verifică de unde e omul respectiv. A existat o vreme când verificați mai greu, când nu știați de unde vine. Dar la momentul actual, v-aș ruga tare mult, indiferent cine vine la dumneavoastră, întrebați, puneți întrebări. De ce biserica aparții? Și fiți foarte exigenți în domeniul ăsta. Că sunt oameni care nu sunt primiți în comunitățile lor, care în comunitățile lor, roadele lor lasă de dorit. Și frații nu-i folosesc, dar bat drumul până la nădlac și aici, fără ca ceilalți să știe, vine și strecoară pe furiș erezii nimicitoare care plin la cei les necrezători care n-au filtrele corespunzătoare și nici nu interesează. Tare mi-a plăcut de fratele, dar frumos mai vorbești, mai frumos ca al nostru, mai frumos ca la noi. Verifică, fratele meu, fii foarte atent, că așa se strecoară diferite stiluri de lucruri care nu sunt potrivite bisericii. Nu spun că toate lucrurile sunt rele, dar nu sunt pentru acum. Biserica are un anumit tempo, are o anumită maturitate. Păi imaginați-vă dumneavoastră că aveți copii. Copiii aceștia dumneavoastră mănâncă ceva la o anumită vârstă. Dar eu spun, domnule, copiii ăștia, poți să le dau și carne, ce-i problemă? Are el 2 ani de zile, dar îi dau carne, mai mășinată, mai cutare, carne dau puternic așa. Și dacă el nu-i pregătit, stomacelul lui nu-i pregătit pentru așa ceva, tu îi faci mai mult rău decât bine. E adevărat că carnea e bună, e adevărat că mixtura pe care o faci tu acolo, carne cu ce mai este, e bună, dar poate pentru copil de 3 ani sau de 4 ani, nu pentru ăsta care e aici. Ori, aș vrea să vă spun, cel care pregătește hrană fiecărui popor este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Verifică prin cine vine hrana aceasta. Verifică cu ce se ocupă omul ăla. Verifică statutul lui. Statutul lui. Este căsătorit. Sau și-o lăsa nevasta să-și crească copiii și el umbră lerla prin țară. Verifică lucrurile acestea. Că oamenii aceștia au și o școală specială ca să poată fi primiți. Au și o școală specială. Verificați toate lucrurile acestea. Că altfel veți fi înșelați și câți am întâlnit eu prin străinătate, că zic, frate, m-a ofentat și mi-a luat și bani împrumut, mi-a dat câteva descoperiri, nu știu de unde știe el toate lucrurile din casa mea, dar după ce m-a lăsat gură cască că mi-a dat niște descoperiri de a rămas uimit, mi-a zis, frate, am nevoie de 2000 de euro și ți-i dau imediat, că da, nici nu m-am uitat, frate, i-am dat. Cum nu i-ai văzut dumneata, așa nu-i văd și eu tot mă uit, așa mă interesez de unde recupăr eu banii. Fratele meu, fiecare școală costă. Știi, ca să te duci la o școală serioasă, te costă. Dumneata, te-a costat doar 2000, era rău dacă te costa 5000, dar se merita așa ce? Să înveți, nu? Să merita, alții o dat 10.000 de euro, numai să înveți o școală, să înveți în minte, să mai întrebi și în ăla și ce face. Dumneata, te-a costat 2000. Pe fiecare dintre voi vă costă școala aceasta. Întrebați, stimații mei. Luați legătura cu slujitorii bisericii. Vin tineri la voi aici, aveți fete cu minți care cântă, care laudă, aveți băieți. Întrebați cine-i tânărul respectiv și ce caută pe aici. Că sunt tot felul de vești. Nu-i timpul, noi avem o seară de tineret aici să vorbesc, dar sunt strecurați printre noi, cum spune Iuda, oameni care pândesc libertățile noastre. Oameni care doresc ca fetele să se îndrăgostească de ei sau băieți să se îndrăgostească de ei, după care să-i ducă în rețelele din vest, să stea numai cu bătrâni în casă, ci că îi ia pașapoartele, să stea și de acolo nu ies afară. Și astea sunt cazuri concrete în cultul medicostal. Și astea sunt cazuri concrete care se știu și se discută deja la nivel de întrunire ale tinerilor din diferite comunități. De ce? Pentru că nu întrebăm, arată bine, arată dințe, arată fain, în felul în care zâmbește, nicucerește. Dar întreabă, domnule, de cine aparține? În momentul în care întreb de ce biserică aparții și cine ești, dintr-o dată ăla intra o mă. Păi nu, dar n-are a face, eu aparțin de o altă biserică, știți, acolo, nu prea este, nu mă interesează cine ești dumneatale, de unde vii, ce pastor te reprezintă pe tine, ce biserică e în spatele tău, vreau să știu lucrul ăsta. Nu vă duceți după vorbele frumoase, pentru că veți fi înșelați. Și Sfânta Scriptură vine și spune, se vor ridica mulți proroci mincinoși.
Există oameni care nu le-a dat Dumnezeu niciun dar, au dar de, au duh de ghicire. Știu foarte bine să citească psihologia omului, leagă unele de altele și câteodată rămâi uimit de ce poate face. Și stăm și ne uităm, nu intru în domeniul demonicului, dar intru doar în domeniul acesta. Fiți foarte atenți, stimații mei. Se vor ridica mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Întrebați de ei, chestionați-i, verificați-i. Nu se supără niciun om, serios, nu se supără când întrebați de ei. Tu se supără, cine ești? De unde vii? Dăm câteva referințe. Cum pot afla date despre dumneata? Niciun om serios nu se supără. Știe parcursul lui până aici, știe care ce prezenta, nu se supără. Dar dacă întâlniți oameni din aceștia, și ăștia de fapt lucrează la periferia bisericii, vin prin biserică, dau două descoperiri, încearcă să tragă de partea lor ucenici, după care se adună separat. Se adună separat. Ca să nu întrebe. Nu pot vorbi mai multe lucruri de ce știu eu și cunosc că se întâmplă. De fapt, v-aș ruga tare mult. Fiți foarte atenți. Constatați cam târziu după ce ne-ați mers. Când vă întoarceți din nou în biserica Domnului, după ce ați fost fentați, bineînțeles că ați vrea să fiți unde ați mai fost, dar frații vă spun, stai la rând, că în timp fost au venit alții care au pus umărul la lucrare. În timp ce tu te plimbai să vezi ce ați fi, cum ați fi, crezând că l-ai prins pe Mesia în brață, în timpul ăsta alți frați au făcut repetiții, au slujit. Eu știu că tu vrei să intri unde ai fost, dar momentan e ocupat locul. Dacă cumva vreodată se va descompleta, ne vom folosi și de serviciile și de darul tău. Dar momentan rămâi acolo. Când avem dubii că dumneavoastră îți place excursia, când avem dubii că ești instabil, ori din punctul acesta de vedere, fiți foarte atenți. Un alt lucru pe care vreau să-l ridic foarte clar, frații mei, și care ajută la în domeniul acesta. Se vor ridica mulți proroci mincinoși. Știți din ce cauză? Că de foarte multe ori spunem, domnule, mulți proroci, frate, ai grijă, foarte mulți proroci mincinoși. Se vor ridica mulți proroci mincinoși pentru că și aia adevărați vor fi. Că dacă nu vor fi proroci deloc, e normal când se ridică unul și prorocește, îi spui, domnule, ăsta e fals, proroci nu mai sunt. Dar faptul că se ridică proroci mincinoși dovedește că biserica ar trebui să-i aibă în slujire, în activitate pe ei adevărați. Când baza asta se ridică ei. De exemplu, la momentul actual în Uniunea Europeană există bancnote de, pare-mi, 500 de euro. Există bancnote de genul ăsta. Dacă cineva falsifică o bancnotă de 500 de euro, e normal că există pe piață așa ceva. Dar dacă cineva vine și spune, băi, eu am o bancnotă de 1000 de euro, toată lumea se prinde că bancnota aceea este falsă. Că nu există pe piață, nu există în tranzacție bancnote de 1000 de euro. Aș vrea să vă spun, stimații mei, dacă n-ar mai exista proroci deloc, prorocii mincinoși s-ar da singuri în vileag. Pentru că nu mai există. Cum să ieși tu? Dar prorocii mincinoși vor fi mulți. Pentru că pe piață biserica îi va avea și pe cei adevărați. Întrebarea pe care o ridic eu pentru biserica din Nădlac, ca orice altă biserică, îi avem? De aia Sfânta Scriptură vine și spune, umblați după daruri spirituale, dar mai ales să... Doamne, dar noi suntem mulțumiți că cântăm. Noi suntem mulțumiți că recităm. Noi suntem mulțumiți. Nu, nu, nu. Odată ce ai intrat în trupul bisericii, Dumnezeu are niște daruri supranaturale, dincolo de talentele noastre, dincolo de aptitudinile pe care le putem dezvolta nativ, adică din născare, ureche muzicală și așa. Sunt niște daruri pe care Dumnezeu le are. Și unul dintre m-aș fi așteptat, umblați după să faceți vindecări. Umblați după să deosebiți duhurile. Nu, nu. Cel mai mare dar care zidește biserica în mod constant, umblați după daruri spirituale, dar mai ales să prorociți. Aș vrea să întreb cât e pasionată biserica din zilele noastre, nu vorbesc de alte biserici, vorbesc de biserica pentecostală, cât e pasionată să umble după darul ăsta? Cât e pasionată? Să bage în seamă lucrul ăsta. Pentru că observ de foarte multe ori în biserici unde se face stăruință pentru Duhul Sfânt și stăruință pentru daruri, începe Dumnezeu să dea revelații. Profețiile nu sunt chestii la care te-ai gândit noaptea și apoi ziua vii și le spui la frați. Profețiile sunt informații, cunoștințe, pe care nu le-ai avut când ai venit la adunare. Dar în timpul de rugăciune Dumnezeu îți dă o anumită lumină privitor la un anumit subiect, la o anumită persoană, la o anumită situație pe care n-ai avut-o dinainte. Bineînțeles că fiecare om care are așa ceva are o puternic simțământ lăuntric că lucrul ăsta nu-i de la el. Că lucrul ăsta nu știe de unde-i.
Dar dacă Duhul Sfânt e peste tine, îți poți da seama de unde. Bine, te duci și verifici. Frate, am avut ceva din partea Domnului pentru dumneata. Nici nu știu cum să spun treaba asta, că am avut. Te rog frumos să-mi spui dacă, uite, eu am văzut asta sau am în cunoștință asta, asta și asta. Celălalt caz cu ochii mari spune, frate, nimeni nu știe treaba asta. Nimeni nu cunoaște asta. Cine ți-o descoperită? Frate, nu știu, înăuntrul meu n-am venit cu gândul, nici nu m-am gândit la dumneata, dar înăuntrul meu mi s-a dat informația asta, spun eu lui. Asta e o descoperire, frații mei. Știți că există de foarte multe ori tineri care după botezul cu Duhul Sfânt au vise, au vedenii, vin să ni le spună sau câteodată datorită atitudinii noastre din poporul Domnului nu ni le spune. Și toate darurile astea sunt date pentru biserică, frații mei. Câteodată nu sunt încurajați și ne lipsește lucrul acesta. Diavolul face planuri împotriva bisericii din Nădlac. Și Dumnezeu este gata să ne le descopere planurile acestea, ca noi să fim potriviți, să fim pregătiți și înarmați potrivit pentru lupta împotriva Lui. Și câteodată o simplă descoperire efectiv dă peste cap un plan al vrăjmașului. Sunt oameni care tulbură bisericile, sunt oameni care merg câte doi, câte trei, unul cântă, unul reșită, unul predică, dar au învățături false, au învățături foarte lejere privitor la viața de familie, cu versete din Biblie pe care le răstălmăcesc. Și intră în anumite comunități, pentru că nu întrebăm de ei, ei vin acolo și strecoară pe furiș. Bineînțeles că până după ce au strecurat o anumită învățătură, după ce au căutat câțiva aderenți, mai imaturi spiritual, niște copii spirituali purtați încolo și încoace de orice vânt de învățătură, e cam târziu să mergi după ei. Dar gândiți-vă că în sânul comunității avem oameni care au descoperire. Și înainte ca să apară cei trei crai de la răsărit cu învățăturile lor în sânul comunității noastre, vine efectiv Duhul Sfânt și pentru un tânăr, pentru o tânără, pentru un bătrân din biserică, spune, ascultă poporule, în mijlocul tău vor veni niște soli pe care nu i-am trimis eu. Sunt trei la număr. Fiți treji și vegheați, pentru că învățătura pe care o aduc nu e din partea mea. Amin. Știți că din momentul ăla pot să mai iau eu încă doi cu mine, toată lumea se uită ciudat la mine? Am avut descoperire, frate. Știți că dintr-o dată noi suntem atenți? Nu contează că vine președintele cultului și cu doi din Consiliul Bisericesc. Noi suntem atenți. De ce? Am avut descoperire. Descoperirea aceea ne-a făcut dintr-o dată să fim treji. Și știți că după ce verificăm și pe Virgil Neagu, verificăm și pe Cutare, într-o zi vin ăia despre care a vorbit Domnul și noi suntem pregătiți, întrebăm de unde sunteți, de unde veniți, cine vă recomandă, ce biserică slujiți, pe cine putem întreba. Și vedeți cum o cotesc oamenii respectivi. Foarte mulți nici nu mai intră în biserică, spun, Doamne, nu intrăm aici, e prea multe întrebări, mergem în altă parte unde nu ne întreabă prea mult frații de acolo, ca să putem noi să disimenăm învățăturile noastre. Ori, stimații mei, o simplă descoperire te pregătește de o tulburare în biserică. Dar lucrurile astea trebuie cerute și umblate după ele. De foarte multe ori nu suntem pasionați pentru asta. Suntem pasionați pentru mașini, suntem pasionați pentru bani, suntem pasionați pentru anumite slujbe, pentru ordinări, pentru anumite stări, suntem pasionați de diferite lucruri. Nu suntem pasionați pentru daruri spirituale. Și darurile spirituale sunt la dispoziția Bisericii lui Iisus Hristos. Dumnezeu vrea să ni le dea. Ele trebuie crescute aici, frații mei. Darurile spirituale nu sunt făcute ca să slujească în altă parte. Există și oameni care nu sunt învățați, nu au o educație din punctul ăsta de vedere. De asta e momentul când ar trebui să învățăm despre ele. Darurile spirituale nu sunt perfecte. De aia Sfânta Scriptură spune, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați totul și păstați ce este. Păi acum adică nu-i totul bun? Nu! Darul este perfect, Duhul Sfânt este perfect. Omul prin care se manifestă darul ăla nu-i perfect. Nu-i perfect. Când greșește un predicator, suntem gata să-l iertăm. Dacă greșește un proroc, nu mai suntem atât de gata să-l iertăm, pentru că e proroc. Dar cu cei mai sus al altul? E adevărat că există un oarecare șoc, dar dăm o anumită marjă de încredere, întrebăm ce s-a întâmplat acolo, ne ocupăm sau doar închidem capitolul și atâta tot? Pentru că este foarte important, stimații mei, prin profeție avem acces la informații pe care nimeni nu le are. Dar Dumnezeu vrea să ne le descopere. Și foarte important pentru cei ce au daruri, supuneți-vă, fraților, dacă la un moment dat ți s-a dat un dar, darul ăla nu-i pentru mine și neamurile mele, darul ăla nu-i pe frate, tu ești prieten cu mine, hai la rugăciune că am să-ți dau o descoperire, dar ăștia nu le dau, că sunt potriva lucrării. Nu, darul ăla e în primul rând pentru biserică. Amin.
În primul rând pentru biserică. Biserica trebuie să zidească prin darul meu. După aceea cu neamurile, după aceea cu prietenii, dar biserica știe că am dar. Bun. În cadrul bisericii, cu darul pe care l-am, vin la frați, frații mei. Uite, am descoperirea asta. Cum o vedeți dumneavoastră? Mai ales privitor la anumite probleme ale bisericii. Nu te duci la cel și faci curățenie să-i explici ce dar ai avut. Du-te la conducerea bisericii. Frații, am avut o descoperire. V-aș ruga tare mult, uitați-vă, nici eu nu știu cum să o iau și cum să o pun. Spuneți-mi dumneavoastră ce-i de făcut aici, în situație. Eu vă spun și dumneavoastră luați decizia care trebuie. Există foarte mulți oameni care au dar din partea Domnului și dintr-o dată vin și spun, dar eu am să mă iau după tine sau după altul. Mie mi-a dat Dumnezeu darul ăsta, de eu am să mă supun vouă. Și dintr-o dată un dar bun, care poate să devină desăvârșit. Dintr-o dată este stricat de o fire arogantă și mândră, care crede că e unic. Ori toate darurile sunt în folosul bisericii, Doamne ajută! Și în lucrarea cu darul acesta se poate greși. E simplu, frații mei, nu știu ce s-a întâmplat aici. Nu știu. Și frații spun, frate, pentru o anumită perioadă ne rugăm și noi pentru tine, știm ce lucrări ai avut, dar ceva s-a întâmplat în viața dumitale. Ai avut o problemă cu cineva și s-a întâmplat ceva, în momentul ăsta te oprești. Și noi ne mai rugăm Domnului, după care pleci din nou, că ai un dar bun, cerem de la Domnul. Știți că așa se lucrează cu ele? Câteodată greșim și unii și ceilalți și pierde biserica din darurile acestea pe care Dumnezeu le are în vedere să le toarnă. Mă rog, Domnule, așa cum se ruga Moise altă dată, să umple Dumnezeu poporul de daruri, Doamne ajută! Și darurile acestea să zidească biserica. Ele sunt făcute în așa fel încât să se predice Evanghelia, dar eu nu pot atinge lucrul pe care le atinge darul lui Dumnezeu. Nu pot! În timpul predicii mele eu spun anumite lucruri care se potrivesc câteodată și frate spune, băi, călăuzită-i omul ăsta. Da, dar darul de descoperire presupune că există un timp de rugăciune și când bărbați se ridică din sală și se duc la anumite persoane, pune mâna pe umărul lui și spune, ascultă ce-ți vorbește Domnul. Este situația asta și asta în casa ta. Rezolvă așa, prin smerenie, prin umilință, cere și sfatul celor din conducerea bisericii și Domnul îți va da biruință. După care o soră se ridică și duce la o altă soră și spune, tânăr, ascultă, în locul în care te-am așezat, la școala în care ești, ai anumiți oameni și există un lup care se învârte pe lângă tine. Veghează, cere ajutorul comunității ca să rămâi pe cale. Pentru că diavolul își face anumite planuri. Nu pot eu de la învon să-i vorbesc la fata respectivă decât dacă îmi descoperi Domnul. Dar darul de descoperire, ăsta-i sensul. Că Dumnezeu face aceste descoperiri. Dacă este cu cine? Și într-un mod elegant, într-un mod extraordinar, frații mei. Am văzut atâtea lucrări frumoase. În sânul comunității noastre, nu de mult, a fost o descoperire că un tânăr dintr-o anumită familie de credincioși, diavolul se luptă cu el să-și curme firul vieții. Asta a fost descoperit și o cerut biserică să se roage. Și asta a fost descoperire în biserică. Au numit frați din biserică, chiar din conducerea bisericii, s-au ridicat și au zis, Domnule, unde este chestia asta? Că noi nu știm, nu cunoaștem, am vrea să știm mai de aproape. S-au dus la fratele care au avut lucrarea asta și au întrebat, frate, știi că pe noi ne-ar interesat să mergem la familia respectivă? Frate, atâta mi-a fost dat mie. Dumnezeu atâta mi-a dat mie. Numai că frații proroci și văzători se adună separat. După slujbă s-au adunat tot separat. După terminarea slujbii de joi seara, în mod special, ei se adună separat. Pe lângă ăla care a avut descoperire, a întrebat fratele, un frate păstor care răspunde de lucru. Fraților, pe lângă lucrarea asta cu un tânăr care vrea diavolul să spună că a mai fost cineva, încă 5 frați, adică ați zis, da, am avut și noi și știm și cine. Știm și cine. Până noi ne-am dat seama cine, cum, cei din conducerea bisericii, în săptămâna aia frații lucrători au plecat acasă la familia aceea. Mama a spus, eu i-am tăiat funea la băiatul meu de 15 ani. Eu, nu știu cum s-a întâmplat, m-am nimerit acolo, o discutat cu băiatul respectiv, o vorbit cu el, băiatul acum vine la adunare, vine la casa Domnului, pentru că toate darurile astea sunt popor, altfel nu ia prin surprindere toate, dar toate astea trebuie să fie acolo. Noi ceilalți din conducere predicăm, noi ceilalți din conducere facem ungerea cu un de lemn, noi ceilalți din conducere facem ce ne ține de noi, dar darurile ne dau niște descoperiri a unor planuri care se fac în ascuns, pe care noi trebuie să le știm. Noi ne culcăm și dormim noaptea. Diavolul nu doarme, face planuri. Abia te așteaptă să te scoli dimineața. Abia așteaptă copilul tău să-l prindă într-un anturaj greșit. Abia așteaptă. Ori toate lucrurile astea Dumnezeu vrea să ne le dea, dar El le dă printr-un sistem, frații mei. Și sistemul ăsta se cheamă daruri duhovnicești pe care Dumnezeu le împarte între noi. Și dacă biserica nu le are, să nu vă mirați de înșelare.
Să nu vă mirați de pierderi, pentru că Dumnezeu prin sistemul acesta face descoperiri. De aceea e bine pentru Biserica Domnului să pună în calcul, după cum urmărim anumite lucruri pământești, să le atingem scopul și să le avem, după cum urmărim pe măsură profesională să mergem mai înainte, să fim la fel de răbnitori și în domeniul spiritual. Doamne ajută! Nu poți să ceri anumite daruri cu dedicație, dar ne spune aici să urmărim darurile cele mai bune, pentru că Dumnezeu ne va arăta o cale nespus mai bună. Dumnezeu să ne ajute! Însă fiecăruia Dumnezeu îi dă un asemenea dar. Și cine are darul acesta, să-l folosească într-o binele bisericii. Există foarte mulți oameni cu darul acesta, se cred un fel de profeți din Vechiul Testament, când pornesc drujba și aleargă după frați și după surori. Că el e profet, dar Ilie Tișbitu cum a făcut? Măi, Ilie Tișbitu avea un împărat care era decăzut de la credință, aveau niște preoți decăzut de la credință și normal că Ilie Tișbitu îi mustra. Dar prorocii noștri sunt proroci în trupul lui Iisus Hristos. Și ca atare El ajută la creștere, El ajută la maturizare. Chiar și atunci când cineva o căzut, îl ridică cu Duhul blândeții prin descoperire. Eu v-am mai spus dumneavoastră de cazul acesta pe care l-am avut la noi și am văzut multe asemenea lucrări, de aia nici nu mai pun întrebare. Știu că era o persoană în biserica noastră care totdeauna mai făcea ceva probleme din punctul ăsta de vedere și într-o marți seara, când eram la rugăciune, fratele care conducea timpul de rugăciune a spus un frate care îndemna de Domnul să se roage. Și cine crezi că a început să se roage? Tocmai omul ăla care ne făcea nouă probleme a început să se roage. Bineînțeles, noi eram liniștiți că vasele Domnului erau acolo. Și am spus, acum le ia Dumnezeu cu pierea de sârmă, scoate toată rugina de pe el și se pocăiește seara asta, că dacă intră la rază, Dumnezeu îl cercetează. De unde? La un moment dat o soră deschide și dă drumul la descoperire și spune, bărbatule, din s-am deschis gura, pentru că vreau să spun că te iubesc, am ascultat rugăciunea celor din prejurul tău și aștept să te smerești, să te pocăiești, că vreau să mai lucrez cu tine și vreau să te fac un vas ales. Pentru noi nu prea era tare, Dumnezeu îmi dă șansa asta. Dumnezeu să mai îndură de el, mai vrea să mai pocăiască el și așa mai departe. Noi nu îi dădem șansă. Bine, după ce s-a terminat rugăciunea, știu că ceilalți frați proroci s-au ridicat și au plecat la sora, care au avut ducare. Și sora, mai fost ceva din partea lui, deși nu i-a dat lui. Și sora, calm, așa, noi ascultam ceilalți păstori. Spune, frate, când a venit descoperirea asta de la Domnul, nu a venit primat la mine, a venit primat la dumneitale, nu? Pentru fratele. Și n-ai vrut să-i dai drumul, nu-i așa? Da, e așa, n-am vrut să-i dau drumul. Pentru el n-am vrut să dau. După ce eu fost la matale, soră, da? Da. Și n-ai vrut să-i dai drumul. N-am vrut nici eu să-i dau drumul. Bun, după aia a venit la mine și Domnul mi-a spus așa, asta-i dai public și asta-i spui în particular. Toți eram curioși și trebuie să-i spui în particular. Nici în ziua de azi nu știm, că Dumnezeu e înțelept. Când există daruri de genul ăsta, înveți să lucrezi cu ele. Biserica capătă zidire. Nu trebuie să mergem noi, nu ne-a dat Dumnezeu nouă, are El metode să ajungă la inima acelui om, să-i spună lucruri pe care eu nu le pot spune niciodată. Dar darurile funcționează. De aceea v-aș ruga tare mult. Unul dintre modurile în care putem rezista pericolului înșelării sunt tocmai darurile spirituale din biserică. Când Dumnezeu vine într-un mod lejer și îți descopere provocarea care mă așteaptă mâine, mi-o spune, nu mi-o dă amănunte, nu-mi dă seria de buletin, nu-mi dă nimic, dar dă câteva amănunte. Și eu dintr-o dată, ca pe zid, așa mă uit, de unde vine, cum se întâmplă, sunt atent, sunt gata, veghez, sunt atent la gura mea, sunt atent la tot, pregătit să văd de unde vine. Și la un moment dat când vine, Duhul Sfânt îți spune, asta e lucrarea, s-a împlinit. Câte din astea n-au fost? Slăvit să fie Domnul că ești îmbiruitor. Dar dacă nu știi, ai căzut dintr-o dată. Te iei după înțelepciunea ta, după ceea ce consideri tu și la un moment dat spui, băi, nu a ieșit bine, măi, nu trebuia așa. De ce? Pentru că n-am avut acei străjeri. În Biblie, darurile spirituale și slujirile în biserică, nu contează care sunt ele, sunt poziții de autoritate. Și spunea profetul Habacuc, m-am dus la locul meu de strajă ca să văd ce îmi va spune Domnul. Pe vremuri când erau ridicați oameni pe ziduri, să stea de strajă, erau puși oameni care vedeau foarte bine. Oameni care vedeau foarte bine. Nu-ți venea rândul să stai de strajă. Tu vezi numai cu un ochi și cu ăla 50% și mi-a venit rândul să stau de strajă să-i păzesc pe aceștia. Nu te punea nimeni acolo. Acolo erau puși oameni care vedeau foarte bine. Oameni care aveau capacitatea de a vedea chiar și în întuneric.
Ăia stăteau acolo cu scutul, cu sulița, că dacă cumva vine vreo săgeată de la dușman să-l lovească pe ziduri, el să aibă scutul acolo care să-l protejeze. Știți că în zilele noastre de astăzi lucrătorii bisericii sunt asemenea străjeri, cărora Dumnezeu le dă anumite informații și îi stau pe ziduri. Problema este că de foarte multe ori, pentru că în biserică nu ne ocupăm nici cu repetiția la cor, nici la tineret, nici în altă parte, nu facem nimic. Ne-a chemat Dumnezeu să facem ceva, să ajutorăm, să îmbărbătăm, să sprijinim pe cineva, să încurajăm pe cineva. Nu o mai facem, că ne-am cam săturat. Singurul lucru care ne mai rămâne și un sport în foarte multe comunități evanghelice este să lovim în străjeri, să aruncăm cu pietre în străjeri, să bubuim, dacă nu putem în ei nevasta, dacă nu putem în nevasta, în copii. Dar să bubuim în ei. Și dintr-o dată străjerul nu mai ține scutul în față. Trebuie să-l țină în spate, la frață. Că frață n-au și vorbi, decât de ei. Frață n-au de cine faci mișto, decât de ei. Frață n-au la cine, numai de ei. Nu contează ce este, ca autor și ce, să-i bubuie. Știți cât de mult și-au lăsat și-o scut și suliță și tot ce-o zis, băi, tați voi, tați voi. Bun, dar nu mai auzim de unde vine dușmanul. Îi întrebăm așa la mișto în timp ce stau cu scutul spre noi, păzindu-se de bolovane pe care vrem să-i nimerim exact unii doare mai tare. Și întrebăm, băi, ce mai zici și domnul? Vin dușmanii împotriva cuiva? Vin, frate, vin. Și câți vin? Nu vă pot spune numărul, că nu văd exact. Nu văd exact, îmi bubuie prea mult scutul. Eu trebuie să fiu mai mult atent la voi decât la ei. Sunteți mai periculoși voi ca ei. Și dintr-o dată aflăm cu surprindere că dușmanul a atacat. A luat o fată, a luat un băiat, a luat o familie și a dus-o în rătăcire. Nu știm dacă îi mai recuperăm, i-a luat prins de război. Dar surpriză pentru noi, nu știm nimic. De ce? Pentru că străjerii noștri au fost bubuiți de-a lungul timpului. Mulți dintre ei și-au pus trâmbițele cu care trebuia să anunțe poporul, fiți gata, vom fi atacați, și le-au pus și le-au îngropat. Stau pe nava, pe sub acoperire, mai fac și câte o slujbă de ajutorare, mai ceva, dar nu mai sunt la locul la care i-a chemat Dumnezeu. De ce? Pentru că lucrurile astea se întâmplă de foarte multe ori. Stimații mei, Biserica Domnului trebuie să aibă străjeri și străjerii trebuie să vegheze și noi ar trebui să stăm în spatele lor. Sunt oameni. Știți că în bisericile în care am văzut că au luat în serios lucrul acesta și au spus, mai oameni buni, mi-a chemat Dumnezeu aici, eu am o anumită slujbă, el este străjer. Să știi că de azi înainte te voi întreba ce se vede. De azi înainte mă voi ruga pentru tine. De azi înainte te voi sprijini. În lucrarea pe care o faci, știi că te încurajez. Unde e greșit, mă duc la tine și cu dragoste îți spun să putem îndrepta. Dar, aș vrea să spun, că sunt spatele tău. Știți că acolo a crescut acuratețea lucrărilor Domnului? Știți că acolo Dumnezeu a început să dea biruinți și ei au început să colaboreze împreună? Știți de asta? Puține biserici s-au prins. Însă aș vrea să vă spun, în timpul ăsta pe care îl trăim, cu provocări care n-au mai fost niciodată față de biserică, nu rezistăm cu înțelepciunea noastră, indiferent câtă teologie am făcut. Doar prin darurile spirituale lui Dumnezeu ne putem pregăti. Și poporul care le are, este biruitor. Uzăm de foarte multe ori anumiți străjeri care sunt și colo, îi uzăm continuu, îi uzăm. Foarte mulți dintre ei, efectiv, ca să scape de anumiți oameni, fac și greșeli monumentale. Monumental. Auzim de un vas al Domnului care e un nu știu unde, tătă ziua pe el, îl telefonăm. Nu contează că în Anglia e ora 2 dimineața. El sună aici la noi și nimerește la 4, că fus orară, e așa. Nu contează. El dă telefon de acolo să vadă ce îi spune și o scoală pe omul ăla din somn. Nu mai spun ci prin casele lor, zici că e perenaj. Dar biserica ar trebui să aibă oamenii lor. Biserica ar trebui să aibă vasele lor prin care să vorbească poporului. Există diferite nivele de cunoștință, de creștere în domeniul ăsta, dar de foarte multe vreme n-am mai fost pe el. Ori aș vrea să vă spun, fiți atenți la înșelare și unul dintre modurile în care ne putem pregăti pentru înșelarea cu care suntem atacați, este să avem darurile acestea și aceste daruri să fie în funcțiune. Doamne ajută! Cereți de la Domnul! Apoi când cineva a primit, apropiați-vă cu dragoste, ajutați-l să crească. Ajutați-l să-și dea seama că e un dar, ca toate celelalte daruri, care funcționează bisericii. În timp ce fanfara ne zidește prin cântări de laudă, în timp ce tinerii ne zidesc, există și oameni care ne zidesc prin descoperire și fiecare își face slujba la nivelul și la darul lui. Când anumite lucruri intră sub o incidență a neîncrederii, prezentați fraților, am avut o lucrare din partea Domnului, nu știu cum să o iau, ajutați-mă dumneavoastră. În biserică vor mai fi și alte vase care se vor ridica să poarte
luptele Domnului. Încetul cu încetul se va coaliza lucrul acesta. Vom ști ce este de făcut și Dumnezeu ne va descoperi din timp. Doamne ajută! E un lucru la care sufăr, frații mei. Când văd foarte multe comunități care sunt luate prin surprindere, de simplu fapt că cred că le ajunge doar studiile teologice pe care le-au făcut anumiți tineri. Cred că le ajunge experiența de până acum. Dar noi uitați, la momentul actual, România întreagă și bisericile noastre este lovită de un val puternic de consum de droguri. Chiar și printre evanghelici există distribuitori de droguri. Și poliția știe asta. Nu-i atacă dintr-o dată, pentru că ei sunt doar ultima mână. În spate există entități cu care câștigă o grămadă de bani și ei vor să ajungă sus acolo. Știți că nu putem face față la toată treaba asta? N-avem pârghii, nu ne-am confruntat niciodată. Cei de vârsta mea, nici întrebăm și asta. Dar foarte mulți tineri sunt prinși și dependența aceasta este o dependență chimică. La un moment dat numai ce face. Deja prin București sunt părinți care angajează detectivi să urmărească pe copiii lor că se comportă anormal. Deja sunt probleme de genul ăsta. Știți cât de mult ne-ar ajuta darurile spirituale în asemenea domenii? Care e un val care vine și îl cunoaștem. Peste tot se vorbește de el, numai noi stăm liniștit, cred că n-or fi a noștri, cred că n-ar fi a noștri. Nu, frații mei, ne va lovi foarte puternic și avem nevoie de rugăciuni ferbinți și de darul de descoperire, Doamne ajută, ca să putem birui, ca să putem salva de puterea Duhului Sfânt care poate schimba vieți. Că altfel, încă o dată vă spun, dacă îi dai câteva pasaje biblice de teologie, nu-l scap de acolo. Dar dacă există rugăciune ferbinte și există daruri de descoperire, încet, dar sigur, biserica biruiește. Și după valul ăsta vin altele, pregătite de cineva. Dacă veți citi că în vremurile din urmă vor fi duhuri care vor veni direct din adânc ca să atace omenirea. De aceea suntem bulversați, cei din generația mea și mai sus, de anumite lucruri. Însă darurile spirituale ne pregătesc ca să nu fim înșelați, ca să nu spunem, bă, asta e vremea, le trecem la pierdere. Dom'le, când e copilul altul, poate treci la pierdere, e ușor, dacă e a tău. Când e a tău, n-ai nevoie de o descoperire. N-ai nevoie de oameni împrejurul tău. N-ai nevoie dintr-o dată să-ți spună Duhul Sfânt, stați înaintea mea 7 zile pe rând, că eu voi da izbăvire și să vezi că copilul tău spune, mamă, tată, nu știu ce-a fost cu mine, nu știu ce-a fost, nu știu cum m-a prins, dar dintr-o dată mi-am revenit. Cine poate face asta? Doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domn. Și de-aia e nevoie, de-aia e nevoie de lucrul acesta. Un alt aspect care aș vrea să vă pun în dreptul celor care biruiesc, nu-i numai faptul că ținem credința lui Iisus și suntem atenți la înșelare, peste tot veghem, evaluăm învățătura, evaluăm descoperirea cu al Domnului cuvânt, ci, iubiții mei, răbdăm până la sfârșit. De fapt, antrenamentul în răbdare se face în comunitățile noastre. Aș vrea să vă spun că definiția biruinței se încadrează în textul biblic pe care l-am citit, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Păi la ce mi-ajută mie să răbd o bucată și la un moment dat spun, băi, dar chiar nu o să mai poate. Chiar nu o să mai poate. Chiar asta e culmea culmilor. E efectiv, nu mai pot, nu mai pot suporta. Bun, cine îți dă premiu? Bun, ești la o alergare, să alergi un kilometru. La 950 de metri te-ai enervat, te-ai supărat, te-ai deranjat de colegii tăi care alergă împreună cu tine, pentru că tot ție să intră în față, ba alții, nu știu, comentează, și tu nu mai poți. Dom'le, leși baltă la 950, mai 50 de metri doar, până pui mâna pe cunună. Cine crezi că îți dă cunună de 950 de metri? Cine îți dă cunună de 980 de metri? Sau de 990 de metri, mai 10 metri, dar ai abandonat, domnule, că te-ai enervat prea tare, te-ai supărat prea tare. Cine îți dă cunună? Doar cel care rabdă până la sfârșit. Și frații mei, răbdarea nu se dezvoltă, ni dă, frați, o pastilă. Ni dă o pastilă, vine cu așa și fraților, asta e pastilă de răbdare. O luați, o înghițiți cu puțină apă și 2 luni de zile sunteți răbdători. Indiferent și vă enervează, voi sunteți răbdători. Nu! Răbdarea se dezvoltă în situații tensionate. În situații când cineva se scarpină de tine, când cineva ți are grija ta, când cineva te enervează, când cineva te supără și atunci tu trebuie să răspunzi cu răbdare. Măi, mai răbd, mai răbd, mai răbd. Pentru că atunci când vine examenul final, se pot răbda până la sfârșit, Doamne ajută, că la sfârșit vor fi unii dintre frații tăi care te vor vinde. Vei fi tentat și tu să vinzi.
Pentru că nu uitați, spune Domnul Iisus Hristos, când veți fi prigoniți într-o cetate, voi să fugiți în alta, nu stați acolo, să fugiți în alta. Bun, când te duci în alta, autoritățile nu știu unde ești tu, dar prietenii tăi știu, da. Și prietenii tăi spune, când a fost vorba de ordinarea mea, el a fost contra. Când a fost vorba să fiu un comitet, el nu m-a ales. Acum, cred că fac un serviciu omenirii când îl dau pe mâna prigonitorului. Și știți cine te va vinde? Fratele tău. Creștinismul se va împărți în două, în vânzători și vânduți. Ca să poți răbda până la sfârșit în condițiile astea, îți va trebui răbdare. Dar dacă tu acum nu suporți nimic, domnule, nici o vorbă, te-ai mutat din adunare, ai plecat la viteză, te-ai supărat, cum ai să reziști tu atunci? Când toți vor fi împotriva ta, când te vor vinde cei mai buni prieteni, când vor fi Iuda pentru tine, când vor râde când averea ți-i confiscată și când îl vezi că el intră în casa ta. S-au mai întâmplat situații de-astea. Când vezi că el se bucură din necazul tău, ce ai să faci cu mântuirea ta pe care atâta vreme ai dus-o lângă tine să o ai pentru capăt? Nu cumva, nu cumva, iubitul meu, o să termine răbdarea? Și ca să nu ne termine răbdarea, ne așează Dumnezeu în comunități. Și în comunitățile astea nu suntem perfecți. N-ai și răbdat de la un om perfect. Ăla e perfect, domnule, n-ai ce. Ne așează între oameni imperfecți. Și vrei, nu vrei, Gabi îngreșește mie, eu îi greșesc lui. Ălaltul din neveghere mai spune o vorbă nepotrivită. Și eu în timpul ăsta îmi dezvolt ce? Răbdarea. Acum vă dați seama de ce trebuie să suferiți așa de mult? Acum vă dați seama că n-are sens fugiți? Pentru că singurul mod prin care Dumnezeu poate dezvolta răbdarea ca să poți răbda până la sfârșit sunt tocmai testele astea. De aceea nu ne desăvârșește Domnul, ci încetul cu încetul creștem, dorim să ne desăvârșim, dorim să ne sfințim, unele lucruri le realizăm, dar încă mai suntem un necaz pentru frații noștri. Încă îi mai deranjăm, încă îi mai supărăm, dar ei au o singură șansă și eu la fel, să ne dezvoltăm răbdarea. Doamne ajută! Luați ca o provocare lucrul ăsta, frații mei. Știu că există anumiți oameni care fug din comunitățile bisericilor, unde trebuie să-și dezvolte răbdarea. Păi pe mine nu mă... Anumiți oameni nu sunt pregătiți, anumiți oameni n-au bun simț, anumiți oameni îs rămași în urmă, anumiți oameni sunt așa, mie nu mă regăsesc pe acolo. Mă duc într-o comunitate, îi găsesc chiar pe ei acolo. Tot fug din comunitate în comunitate și eu nu mai am timp să-mi dezvolt răbdarea. Sunt foarte sensibil când soția îmi spune ceva. Sunt foarte deranjat când copiii spun, tată, vezi că ai luat-o așa, baiurea. Te-ai enervat degeaba. Băi, dar tu mă înveți pe mine, tu îmi spui mie și trebuiește. Suntem deranjați, pentru că noi n-am avut grijă să ne răbdăm, să ne dezvoltăm răbdarea. Noi am avut grijă doar să facem turism spiritual. Prin mai multe biserici, unii găsim una unde nu ne aibă nimeni grijă. Dacă ne-am putea pierde prin mulțimea celorlalți și dacă am putea slujbile să fie doar o dată pe săptămână, să venim numai așa, să nu se prindă nimeni, noi suntem acolo și să nu ne dezvoltăm răbdarea, ci vorbim noi pe șantier, cum claxonăm în trafic, asta nu se pune. Asta nu se mai pune. Dar noi nu ne dezvoltăm răbdarea. Vine un moment, frații mei, când provocarea noastră este să răbdăm până la sfârșit. Dar de unde că s-o epuizat, la câtă răbdare am adunat noi, s-o epuizat, nici n-am început drumul spre împărăție și s-o terminat răbdarea. Cum să-ți duci tu mântuirea până la capăt dacă răbdare nu mai este? De aceea v-aș ruga, Dumnezeu e bun, așează tot felul de provocări în viața noastră ca să ne dezvolte răbdarea, să ne ajute Domnul să o dezvoltăm. Că doar cine va răda până la sfârșit va fi mântuit. Frații mei, dacă citiți cu atenție cartea Apocalipsului, nu există premii 2, premiul 3 și premii de consolare. Nu există. Celui ce va birui, îi voi da. Dar ce se întâmplă cu aia care s-a enervat? După ce a mers atâta timp și după aia s-a lăsat, ce se întâmplă? Nu există un premiu de consolare. Măcar premiul 2, măcar să fie ajutat. Nu există asta, nu există, frații mei. Există doar premii pentru biruitori. Ne pregătim pentru asta? Că mulți frați se gândesc, domnule, Dumnezeu să-i cont că eu 30 de ani am mers la pocăință. Că m-am enervat la urmă și n-am mai mers nicăieri. Că m-a ofentat unul să-i împrumut 5.000 de euro și nu i-a mai dat și încă-i păstor sau proroc. Dumnezeu să-mi dea o răsplată ceva. Nu-ți dă nimic, fratele meu. Doar cel care rabdă până la sfârșit. Am întâlnit oameni care au trecut prin situații dificile. Oameni care au pierdut case. Oameni care au pierdut afaceri, averi au pierdut. Am întâlnit locodnicii la care locodnicul i-a lăsat în drum.
cu rochia de mireasă cumpărată și el s-a dus în altă parte și a trimis poză de la nunta lui, care făcea cu altcineva. Ce face fata aceea? Închide geamurile, ferestrele, trage perdelele, stă în întuneric? Nu! O deschis înapoi și a început să alerge în continuare că are de prins-o cu nună, că trebuie să rabde până la sfârșit. De foarte multe ori ne pierdem răbdarea pentru, nu 5.000 de euro, ne pierdem răbdarea pentru mai puțin, ne pierdem pasiunea pentru Hristos. Și nu gândim că toate astea sunt teste care doresc să ne întărească răbdarea, să ne dezvolte răbdarea. Doamne ajută! Și ultimul aspect pe care îl subliniez din textul acesta biblic, frații mei, după ce ți-ai dezvoltat răbdarea, și acum sunt foarte mulți frați aici dintre noi care dezvoltă răbdarea, care spun, da, frate, acum am înțeles logic, trebuie să-i suport pe toți ăștia când dezvolt răbdarea. Îi suport, vin la adunare, la Nădlac, fraților, măi, dar nu ești bucuros deloc, frate, îmi dezvolt răbdarea cu voi, ce să fac, asta e situația, sunt zonă, pe aici, dezvolt răbdarea cât se mai poate, dacă mă mai deranjează cineva, frate, ți-aș zice mai mult, dar îmi dezvolt răbdarea și eu tot dezvoltând răbdarea, spune Scriptura că dragostea celor mai mulți se va, următoarea provocare a biruitorului este să țină dragostea fierbinte. Când venim la Hristos, Dumnezeu ne dă o dragoste numită dragostea agape, care e foarte fierbinte, iubești pe oameni fără să merite. Efectiv, o să vedeți oamenii care se convertesc recent, vin la adunare, băi ce frumos cântă fanfara asta, băi ce oameni deosebiți, am văzut și dirijori au, băi dar și fetele astea ce frumos cântă, ce frumos conduc ăștia slujba, băi e o atmosferă, știi de ce? Pentru că noi știm toți cum suntem, de ăsta are dragostea agape, pe care am avut-o și noi, dar îi spunem la schitreșii și lui cum ne-a trecut și nouă. Frații mei, dragostea agape se cheamă dragostea din tâi și una dintre biserici este mustrată tocmai că și-a părăsit, n-a pierdut-o, și-a părăsit dragostea din tâi. Semnul că ți-ai părăsit dragostea din tâi nu este că oamenii sunt mai sfinți, mai pregătiți, ci efectiv nu mai acoperi, nu mai ai dragoste fierbinte, că dragostea fierbinte acopere o sumedenie de păcate, asta face. Când nu ai dragostea asta fierbinte, da, știu, el cântă bine, da, știu eu. E adevărat că el predică, da, acum 30 de ani, să vezi tu ce știu eu despre el. Frații mei, când ai dragostea asta fierbinte, dragostea asta acopere. Acum, foarte mulți dintre noi suntem blocați într-un anumit nivel. Vreți, nu vreți, dacă aș fi la Nădlac într-o zi, cred că m-aș lua, folosesc exemplul ăsta al fratelui Gabe, pentru că îl cunosc, mai bine știu că nu se supără. Să presupunem că într-o zi, fratele Gabi îmi spune mie, băi, Virgil, aici ar trebui să fie așa, tu nu te comporți corect. Îmi spune părerea lui. Bineînțeles că mie nu-mi convine în prima fază, nu spun aleluia, slăvit să fie Domn, cum am mai jucurești. Nu. Eu la început vin și spun, frate, mulțumesc că mi-ai spus treaba asta, dar caut eu și la tine ceva, găsesc eu ceva așa. Bine, pe fratele Gabi, voi îl mai auziți spunând, băi, frate Virgil, nu-i corect așa cu tare. După ce am plecat de aici, fratele Gabi își dă seama cu greșit față de mine, eu exemplul lui. Și vine și spune, frate Virgil, nu trebuia să spun în prezența tinerilor celorlalți cât metal ești așa și așa, și mi-a zis el cu tare. Eu, ca un om care-s pocăit, de exemplu, îi spun, frate Gabi, Domnul să te binecuvinteze, eu te-am iertat cu tare, dar să nu se mai întâmple, știi, că nu poți suporta șocuri multe de genul ăsta. Să nu se mai întâmple așa ceva, ai grijă de lucrul ăsta. Bine, eu l-am iertat pe Gabi, dar în mintea voastră, Gabi a rămas cu lucrul respectiv, făcut. Ce se întâmplă? Aflați pe undeva, băi, Gabi și-a cerut iertare, Virgil l-a iertat, sau invers, Gabi l-a iertat pe Virgil, s-a împăcat, a rezolvat problema. Știți că ori de câte ori Gabi se ridică la învon, se ridică să cânte, se ridică să recite, știți ce vă vine în minte? Tocmai chestia aia care a făcut el. Ieri, alaltă ieri, în urmă cu 10 ani vine acolo. Ca chestia aia, greșeala aia a lui pe care a făcut-o, să nu mai fie acolo, trebuie să ai ceva special. Dragostea fierbinte care iartă, care acopere o sumedenie de păcate. Adică nu îi spășește păcatul. Ispășirea păcatului o face sângele lui Iisus Hristos prin pocăință. Când El s-a pocăit, când eu m-am pocăit, Hristos m-a iertat, slăvit să fie Domnul. Dar ca eu să pot cânta cu El, ca eu să pot posti cu El, ca eu să mă pot uni în rugăciune, trebuie să am dragostea fierbinte. Vă dați seama de foarte multe ori că păstrăm lucrurile acestea la un anumit nivel? În mintea fiecăruia dintre noi există anumite sertărași. În domeniul ăsta al domeniului IT există fișiere. Dacă cineva vine la tine și spune,
Băi, îl știi pe Virgil Neagu? Nu. Să spun eu cine este. Tu nu-l știi. Păi, dar nici nu m-a interesat cine este. Să-ți spun eu cine. Și automat deschide un fișier, deschide un sertar. Și pune acolo și are el chef. Pune acolo și vrute și nevrute și adevărate și neadevărate, pune acolo. Bine, tu îți vezi de treaba ta cu fișierul ăla pe care scrie Virgil Neagu. Într-o zi te întâlnești cu un tip așa, mai cheluț puțin, și el se prezinte. Pașa domnului, frate, pașa domnului. Pe tine cum te cheamă? Și el spune, domnule, mă cheamă, spui numele tău. Și pe mine mă cheamă Virgil Neagu. Pac, în momentul ăla nu te mai interesează altceva, să deschide fișierul și toate gunoaiele pe care le-au pus el acolo, ies la iveală. Dintr-o dată nu-ți mai așa simpatic insul ăsta din fața ta. De ce? Pentru că cineva a avut grijă să pui niște mizerii acolo. Dragostea fierbinte faci și curățenie în sertare. Doamne ajută, frații mei. Și de multe ori purtați lucrurile astea de cum nazii voștri, de rudii de-a voastre, de frați din biserică care au fost la început, care au greșit, care au cu tare, și purtați gunoaiele astea de ani de zile, put câteodată în sertarele alea. Și vine Dumnezeu și te întreabă, de ce nu ai dragoste fierbinte față de El? Că ai dragoste fierbinte, sunt anumiți oameni care ți-au greșit mai mult ca și cumnatul tău. Dar am văzut că știi să acoperi la cumnață tăi, la rudile tale, la neamurile tale acoperi. De ce la ăsta nu dai voie la dragostea fierbinte să acopere, să curăță sertarele alea? De ce la alții curăți și la ăsta ții așa? Ori, iubiții mei, va veni Dumnezeu și ne va judeca cu părtinirea aceasta și cu cătarea la fața omului. De aceea este important să avem dragoste fierbinte. Cum poți să ai o dragoste fierbinte? Iertând, frații mei. Dumnezeu să ne ajute. În biserică vei întâlni situații când trebuie să ierți. Și iertarea trebuie să o faci din toată inima. E adevărat că există, după ce l-ai iertat pe cineva, păstrezi o anumită distanță regulamentară. Dar oricând ești pregătit să ierți și să mergi mai departe. Dragostea fierbinte se face așa. Și mai există un secret care trebuie știut. Dacă cineva din biserică ți-a greșit și a avut o anumită atitudine, spune Biblia, roagă-te pentru el, dar roagă-te și pentru copiii lui. Învață-te să te rogi. Știi cât de mult detensionează situația aia? Pentru că poate tata a fi supărat sau puțin mai ciudat așa, dar copiii lui au un drept în viața ta. Apucă-te și mai ai după umăr, roagă-te pentru ei, trăiește în părtășie, spune-le că te rogi pentru ei. Chiar dacă tata a avut un anumit gest, gândește că nu transmiți starea asta mai departe. Am întâlnit de foarte multe ori în pocăință oameni care îmi spuneau, frate, nu-l pune pe băiatul ăsta să cânte. Zic, frate, dar ăsta e băiat de 15-16 ani și metalea e 80 de ani. Ce treabă ai avut cu el? Bunicul m-a nervat cândva pe mine. Ca atare venea de cine știe când și trebuia să suferi nepoțul, să nu-l pune la cântare. Cum a trăit omul ăsta atâta vreme în pocăință? Fără dragoste fierbinte. Că dragostea fierbinte sufere totul, acopere totul, crede totul, dă o șansă, îl iartă și pe cel vinovat. Dar păi pe nepoțul, domnule, păi așa îmi place de băiatul ăsta, că cântă, că laudă pe Domnul, că e în adunarea lui Dumnezeu. Te aude și bunicul și spune, băi, să știi că așa-i, să știi că așa-i, e un băiat deosebit, să ne rugăm împreună. De aceea e frumos, frații mei, când ai dragostea asta fierbinte, te ajută să treci peste, te ajută să ierți, te ajută să fii în compania fraților și găsești oameni cu care să te unești în rugăciune. Găsești oameni cu care să te unești în post. Găsești oameni, păi frate, am avut diferenduri, am discutat despre venirea Domnului, tu ai avut o părere, eu am avut altă părere. Am discutat despre cina Domnului, tu ai avut o părere. Dar acum e vremea să ne unim, să ne rugăm pentru soția mea. Vrei să mă ajuți? Pentru că e bolnavă. Și dintr-o dată omul spune, băi, nu contează ce diferență avem. Mâine sunt post pentru tine și casa ta. Dintr-o dată oameni cu diferite păreri, cu diferite stări, se unesc împreună și încep să ceară de la Domnul. Și când doi se unesc cu dragoste fierbinte, Dumnezeu ascultă și le dă, slăvit să fie Domnul. De foarte multe ori avem sertarele pline și nu ne putem uni, doi cu doi. Pentru că dragostea fierbinte lipsește, îl știu eu pe ăla, îl știu pe celălalt, îl știu pe celălalt. Și câtă vreme totul e sănătos împrejurul tău, e bine că ai sertarele pline, că ai la știu te uita. Dacă nu a venit năcazul, cu cine te mai poți uni? Că chem pe cineva să-ți facă ungirea și nici tu nu crezi că se vindică la cât l-ai vorbit de rău și la ce ai tu un sertar. Și foarte mulți oameni recunosc și spun, domnule, să vină altul din altă parte, la care sertar n-am și n-am nimic în sertar despre el, că parcă mai cred. Dar la ăștia am sertarele pline, adunate acolo. Și nu se pot face minuni. Când eu am fost bolnav, cândva am avut pareză facială și aveam jumate de față strâmbă,
A venit frate la mine și mi-a zis, frate Virgil, dumneatale, ești păstorul bisericii, te cunoști președintele cultului, Consiliul Bisericesc, cu toți care-s pe acolo, ai fost la ei la Evanghelie, cheamă-i să roage ăștia pentru tine ca să te vindici. Și a zis, băi, oameni buni, eu știu pe toți ăștia, fără nicio problemă. Eu cu voi am plâns, cu voi m-am bucurat, cu voi trăiesc aici, voi m-ați mustrat, eu v-am mustrat, ne-am iertat unul pe altul și pe voi vă chem. Vă luați sticluța cu un de lemn și veniți la mine. Și au luat toți frații din conducerea bisericii, prezbiterii, slujitorii de la noi, mi-au făcut ungerea cu un de lemn și Domnul m-a vindecat, slăvit să fie Domnul. Dar și să alerg eu în altă parte, când i-am pe a mei, dar am și dragoste fierbinte. Ce am de spus, le spun, ce au de spus, le spun. Dar la un moment dat, dragostea fierbinte primează. Acopere totul, crede totul și acoperă. Slăvit să fie Domnul. Dacă nu ai dragoste fierbinte, ai să aștepți pe unul din capul lumii de care nu știi nimic și sertarul e gol. Să umpli și sertarul ăla, că dacă te-ai făcut un sport național de a-ți umpli sertarele, o să umpli și ăla într-o zi. Și ăla o să fie rău. Dar dacă te înveți, poți să trăiești în mijlocul fraților tăi. Poți să te rogi pentru tine, pentru nepoții tăi. Dintr-o dată vei vedea oamenii lui Dumnezeu aici și vei vedea că Dumnezeu face minuni și prin ei. Lăudat să fie Domnul. Ăsta e contextul biruitorului vremurilor noastre. E un om care ține credința în Iisus Hristos, e un om care e atent la înșelare, care cere darul din partea Domnului și le recunoaște în poporul lui Dumnezeu, rugându-se pentru vasele Domnului și pentru străjeri, e un om care e pregătit să rabde până la sfârșit și un om care ține dragostea fierbinte. Nu o lasă să sărăcească pe baza greșelilor și agafelor altora, pe baza stării lui, ci ține dragostea fierbinte, iubind, acoperind și mergând până la capăt. Ei bine, oamenii aceștia reușesc să învingă vremea aceasta și la urmă Dumnezeu le va da cununa de biruitori. Mă rog, pentru voi, pentru noi, pentru oricare aude cuvântul acesta, să ne ajute Dumnezeu la sfârșit să fim biruitori. Amin.